Discutăm acum și despre datele de ultimă oră privind modul în care se vor derula simulările de examen pentru elevii din anii terminali, care, atenție, se află în localitățile carantinate. Examenele se vor da după ce pericolul de infectare trece. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu este în direct cu noi. Complicată povestea asta. Când vom ști că trece pericolul de infectare? Cum se va desfășura, de fapt și de drept, această examinare? Da, într-adevăr, având în vedere recentele evoluții epidemiologice, a trebuit să identificăm o soluție pentru ca pregătirea elevilor pentru examene naționale, examene care sunt extrem de importante pentru viitorul oricărui tânăr, să fie cât se poate de nediscriminatorie. Cu alte cuvinte, să nu avem diferențe între cei care se află în localități carantinate, care au depășit pragul de 6 la 1000, rată de infectare, și cei care se află în localități necarantinate, scenariile verde, galben, roșu, și care pot merge să susțină cu prezență fizică simulările pentru evaluarea națională și bacalaureat. În acest context, am completat de urgență ordinul de ministru care prevede organizarea acestor simulări, în sensul în care vor putea fi posibile aceste simulări după ieșirea respectivei localități din carantină. Pentru că ieșirea din carantină se va face succesiv, din păcate, e ușor de înțeles, nu vor ieși toate localitățile în aceeași zi, în același timp din carantină. Repetarea simulării pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat se va face în mod descentralizat, lăsând organizarea fiecărui inspectorat școlar județean. Bun, da, explicați-mi un lucru. Nu există nicio variantă în care, chiar și în carantină, copiii aceștia, cu măsuri, dacă vreți, suplimentare, să poată să dea simulările odată cu ceilalți? Că o diferență oricum se creează. Am încercat această variantă, doamna Iosub, până târziu, după miezul nopții, să identificăm o variantă prin care Ministerul Educației și Ministerul Sănătății împreună să solicite CNSU modificarea hotărârii numărul 15, prin care, într-adevăr, se impune limita de 6 la 1000 pentru a putea derula cu prezență fizică orice activitate didactică. Fiind și nu poate fi obținută o derogare pentru acest tip de examinare? Adică nu e ceva ce li se întâmplă, iertați-mă, în fiecare săptămână de școală acestor copii? Doamne, eu sunt evident că dacă Ministerul Educației împreună cu Ministerul Sănătății solicită CNSU, CNSU sunt convins că va avea înțelegere. Însă trebuie să solicităm... Când este această discuție în CNSU? Poftiți? Când ar putea fi această discuție în CNSU? Nu va putea fi. Nu va putea fi pentru că Ministerul Sănătății a explicat că nu poate să se ralieze acestei solicitări. Bun, ca să fie clar, să nu fi înțeles eu greșit și să-i dezinformez și pe telespectatori. Ministerul Educației solicită ca acești copii care dau o simulare pentru unul dintre examenele vieții să se poată duce să-și dea examenele chiar și atunci când vorbim despre o rată de 6 la 1000, în condiții cât se poate de în regulă, să spunem, pentru sănătatea lor. Doriți acest lucru și solicitați acest lucru CNSU-ului, dar mai aveți nevoie și de susținerea Ministerului Sănătății, care în acest moment se opune? Nu, atenție. Deci, hotărârea numărul 15 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență abilitează Ministrul Educației împreună cu Ministrul Sănătății să decidă prezența în școli până la 6 la 1000. Pentru asta ar trebui ca tot împreună Ministrul Educației și Ministrul Sănătății să solicite CNSU ridicarea acestei restricții cu caracter special pentru cei care vor susține nu numai simulări, pentru că, să nu uităm, urmează pretestarea pentru PISA. PISA este acel examen care ne arată lumii întregi rata de analfabetism. Deci sunt organizate la nivel internațional pretestări și pentru aceste pretestări avem nevoie de prezență fizică, nu numai pentru simulări. Bun, Ministerul Sănătății nu dorește lucrul acesta, ca să înțelegem. Ministerul Sănătății explică din perspectivă epidemiologică cum că ar exista un risc mult prea mare pentru a ne permite să mergem la școală. Deși Ministerul Educației susține întotdeauna că educația nu te îmbolnăvește, educația te ajută să protejezi respectând regulile și învățând să respecti regulile. Bun, dar stați puțin că nu merge toată lumea. Este vorba despre anumiți copii care dau aceste examene. Cam câți ar fi? Aveți un calcul? Cam câte persoane ar fi în total? Tocmai ce Ministerul Educației a afișat pe site-ul propriu incidența pe fiecare localitate la nivelul zilei de astăzi, ziua de astăzi, fiind considerată referință pentru ceea ce se va întâmpla luni, începând simulările.
Dacă încercați să mă convingeți, doamna Iosup, vă anunț nu, că încerc, deja încerc convins. Să înțeleg. Eu încerc sunt să înțeleg. Am observat cu toții care este punctul dumneavoastră de vedere. V-aș mai întreba doar dacă i-ați dat un telefon domnului Voiculescu să-l întrebați ce are de gând cu situația asta. Nu, n-am discutat personal de data asta. O veți face? Voiculescu. E mult prea târziu pentru simulările de luni. Bun, adică nu se mai schimbă nimic, asta îmi spuneți. Până luni nu, tocmai ce a apărut în monitorul oficial, Ordinul Ministrului Educației, prin care dăm posibilitatea de a organiza la o altă dată simulările acolo unde nu sunt posibile din cauza ratei ridicate de infectare. Așadar, luni vor da examenul, vor da această simulare doar cei care se află în zone necarantinate. Scenariile verde, galben, roșu, adică în localități cu rata de incidență sub 6 la 1000. Și ceilalți la o dată ce va fi comunicată ulterior? În funcție de evoluția epidemiologică, atunci când vor ieși din carantină, când vor coborî sub rata de infectare de 6 la 1000. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru aceste precizări. Foarte interesant de urmărit evoluția.